Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Tema serii acesteia, tânărul creștin în persecuție, și anume Iosif, aș vrea să o urmărim fiecare dintre noi. Acum, probabil unii o să se întrebe ce înseamnă persecuție și dacă noi am fi expuși la o atare acțiune din partea celui rău, din partea persecutorului. Vedeți, persecuție înseamnă prigoană sau urmărire perseverentă a cuiva cu scopul de a-i face rău. Unii care ați trăit în țară pe timpul comunismului știți ce înseamnă persecuție, ce înseamnă prigoană. Oare să fie vorba astăzi, în secolul 21, anul 2014, să fie vorba de persecuție? Bineînțeles că ne rugăm pentru țări persecutate, musulmanii care fac lucrarea lor, așa cum cred eu ei că trebuie să o facă, acolo. Dar oare aici, în Austria, la noi în România, în altă parte, în Europa, în țările astea, în care economia a început să crească față de alte țări în care e foarte joasă și persecuții, oare aici să mai fie vorba de persecuție? Vedeți, persecuția în Scriptură și în istorie poartă două conotații, două domenii. Există o persecuție violentă, este aceea când diavolul, că el este persecutorul, după Apocalips 12 cu 17, cel care a declarat război seminței femeii, sfinților lui Dumnezeu, în persecuția asta violentă, Satan vine ca un leu care răcnește și caută să sfâșie. Asta e persecuția violentă. Gândiți-vă dumneavoastră la cele 10 valuri de prigoană din primele secole, în care sute de mii de creștini au însângerat arenele romane și și-au dat viața ca preț înaintea lui Dumnezeu și au intrat în rândul sfinților. Asta e persecuție violentă. Dar există persecuție sau prigoană non-violentă în care diavolul vine ca șarpe, se strecoară. Și un neavizat ar spune, ce șarpe frumos, uite, hai să pun mânuța pe el, să văd ce șarpe frumos, uite ce frumos e. Poate că nu știți, dar spun cercetătorii că cele mai otrăvitoare ciuperci sunt cele care au culorile cele mai vii. Și se duce un copilaș în pădure să culeagă și el, că doar se facă surpriză la mama, nu? Și ce vede cel mai frumos și în culorile cele mai vii? Ia, pune în coșulețul lui, se duce și probabil dacă mănâncă din ele, moare. Așa este cu persecuția asta non-violentă, așa de periculoasă. Vorbeam săptămâna asta într-una din seri despre asirieni, cred că vineri seara. Gândiți-vă dumneavoastră la persecuție violentă și non-violentă în viața lui Ezechia. Când vine Sanherib cu toată armata lui la porțile Ierusalimului și trimite o scrisoare de amenințare direct din Iad venită, și deja evreii știau ce se va întâmpla, că asirienii vor da năvală pe porți, în cetate vor batjocori femeile, vor ucide pe toți bărbații, pe copiii vor lua și vor duce în robie, legați în frânghii de robi. Asta înseamnă persecuție violentă, diavolul ca leu. Dacă întrec toate și 9 ori trec și se înalță soarele și primește Ezechia o a doua scrisoare, asta nu mai e amenințătoare, că e ademenitoare. Și diavolul nu mai vine ca leu, ci vine ca șarpe. Și din Babilon vin scoadele să vadă cam ce-i pe acolo, pe la Ierusalim. Și Ezechia cade săracul cu brio, cu brio cade. Nota 1, că am înțeles că la voi 1 e 10, la noi în țară 10-le 10. Vedeți? Cade și vin, poftim, uite, aici e palatul, aici sunt copiii mei, aici soțiile,
Aici e tot ce am de aur, tot ce am de argint, aici e templul lui Dumnezeu, aici la țară, uite, toate moșiile astea. Și vine prorocul și zice, ai căzut la test, persecuție non-violentă. O venit diavolul și te-a păcălit. Tu i-ai promis lui Dumnezeu ascultare, i-ai promis că îl vei slăvi, îl vei mări în fața tuturor oamenilor și n-ai făcut-o. Ei, așa vine diavolul și otrava poate să fie amară sau poate să pună diavolul miere multă în otravă. Zice, poftim și bia-o. Și cu atât mai mare este înșelăciunea, cu cât otrava e mai dulce și îți place. Și aici avem modelul unui tânăr, încă nu putem să-l numim pe Iosif creștin, pentru că numele de creștin vine de la Hristos. Unii în țară îi spun Iisus Hristos, cu H. Și atunci ar trebui creștinilor să le zică creștin, tot cu H. Creștini, nu putem să-l numim pe Iosif tânăr creștin, dar spunem noi, pentru noi, o aplicație practică. Tânărul creștin în persecuție. Exemplu Iosif. Haideți să ne uităm puțin la acest tânăr. Viața acestui tânăr se conturează într-o viață de puritate extraordinară. Cineva numea toată viața lui Iosif un diamant în noroi. Milton, poetul orb din Anglia, puritanul, îl numea pe Iosif oțel pur, oțel care se îndoaie, măi, dar nu se poate rupe niciodată. A fost. Putem învăța de la acest copil, de la acest tânăr, lecția asta extraordinară a comportamentului în persecuție. Pentru că spuneam în dreptul nostru, poate că nu se aplică persecuția violentă și nu mai vin naziștii cu pușca să-ți o pună la tâmplă sau cu pistolul în mitralieră. Nu mai vin avioanele pe sus să arunce și să secere viezi nou. Dar persecuția continuă în umbră și așa de periculoasă, ori de la Iosif putem învăța cum s-a comportat și în persecuție violentă și în persecuție non-violentă. Viața lui Iosif am împărțit-o privind în Biblie în 4 capitole. 1. Iosif, țesător de vise. Capitolul 37. Acest capitol din viața lui este caracterizat de persecuție violentă, e ura fraților. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească, spune Scriptura. Capitolul 2 din viața lui Iosif. Iosif, snop, târât, prin țărână. Persecuția non-violentă. Capitolul 39. Am luat imaginea asta cu snopul pentru că mi-am amintit când eram copil și bătrânii noștri încercau să adune spicele de pe câmp și le adunau așa într-un mănunchi și pentru a fi legat bine mănunchiul ăsta cu un brâu vegetal, cu un brâu împletit din iarbă, ei puneau snopul în arie, îl culcau. Și îl strângeau bine, 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 în așa fel încât fiecare spic să stea lipit de altul și era legat bine. Iosif ajunge la al doilea capitol din viața lui și marele secerător din cer îngăduie să treacă prin umilința asta, prin persecuția asta non-violentă a capitolului 39, prin senzualitatea acelei femei destrăbălate a lui Potifar, să treacă pe acolo și să iasă biruitor, tocmai să fie snopul târât prin țărână, pentru că urma Hristos să vină. Și Hristos era preînchipuit de acest tânăr. Atâtea elemente din viața acestui tânăr seamănă cu elemente din viața lui Hristos. Multe, foarte multe.
Iosif, un snop târât prin țărână, și încearcă nevasta lui Potifar să împrăștie spicele și să-l facă una cu pământul, dar nu reușește. Și diavolul prin ea căuta lucrul acesta. Și se trece la al treilea capitol din viața lui. Iosif, snop țintuit acolo în țărână, vine marele secerător Dumnezeu și ia snopul ăsta și îl țintuie în țărână. Și în capitolul 40 Iosif geme și intră în fiare, în închisoare. Și citind psalmul 105, m-am mirat într-o zi citind următoarele lucruri. Fiți foarte atenți, versetul 17. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. De ce? I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare. În Septuaginta, în traducerea grecească a vechiului, sună așa: sufletul lui a intrat în fiare. Dar cum? Păi sufletul lui a intrat complet acolo în fiare. O zis, și trupul și sufletul-s gata să intre în fiarele astea, în închisoare. De ce? Pentru că-s hotărât să ascult de Dumnezeu, chiar dacă mă costă lucrul acesta. Chiar dacă o să sufăr, chiar dacă nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu, eu vreau să stau aici în închisoare. Trupul meu e în fiare, în lanțuri. Sufletul meu este în lanțuri, că nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu, dar eu stau aici. De ce? I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Observați versetul 17 și 21. Le-a trimis înainte pe un om. Când a plecat Iosif spre Egipt, încă era un om, era om. Ajuns în Egipt, a devenit rob, a coborât. Și din robie Dumnezeu l-a înălțat și versetul 21, Iosif devine domn. Vedeți? Om, rob, domn. Dacă tu ești om cu adevărat, cum spune Scriptura 1 Corinteni 16:13, dacă nu greșesc, fiți oameni, fiți oameni. Dacă tu ești om, atunci trebuie să fii dispus să devii rob, robul lui Hristos, să intri, dacă e posibil și dacă vrea Hristos, în închisoare, în spital, nu contează unde, dar să fii rob acolo, pentru ca într-o zi să fii înălțat cu Hristos pe scaunul lui de domnie și să devii domn. Doamne, ajută-ne! Iosif, snop, țintuit în țărână, capitolul 3. Sub genunchii marelui secerător, Iosif se zbate, nu înțelege. E o persecuție violentă în dreptul lui. E capitolul 40 din Geneza, e un al treilea capitol din viața lui Iosif. Și Iosif stă la dispoziția lui Dumnezeu. Capitolul 4 începe cu 41 din Geneza, capitolul 4 al vieții lui Iosif. Și l-am numit Iosif snop înălțat în ogorul istoriei. A venit vremea ca marele secerător să ia znopul de jos, un znop bine încins, încins cu crini, cum spune cartea Cântării Cântărilor. Îl pune în picioare și vin frații lui și se închină, și vine poporul Egiptului și se închină, și vin oamenii din toate părțile și se închină, și Iosif stă într-un car, e reabilitat din punct de vedere moral, pentru că a fost învinuit în mod necinstit, i se dă o haină de incurat, nimeni nu-l mai suspectează, primește o soție credincioasă și rămâne o stea pe cerul istoriei. Iosif, snop, înălțat în ogorul istoriei. Persecuția non-violentă a continuat până la finalul vieții lui Iosif.
Gândiți-vă dumneavoastră la miniștrii care veneau acolo înaintea lui Faraon cu soțiile. Ce credeți dumneavoastră? Că nu mai fost femeie ca nevasta lui Potifar să-i facă cu ochiul la Iosif. O mai fost. Dar omul ăsta a rămas integru. Doamne, ajută-ne! 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 Aș vrea să parcurgem așa puțin capitolele astea din viața lui Iosif. Haideți cu mine să citim din Scriptură. Iosif, țesător de vise, capitolul 37 din Geneza. Copilul ăsta e un copil ascultător, un copil ascultător. Versetul 2 spune clar, spunea tatălui tot ce vorbeau rău frații lui. Blesteme, înjurături, tot felul, tată, uite cum o zis. Versetul 13, când tata-l ia și spune, du-te, el spune, iată, mă trimite, mă, nu cum îți suni copii, zice, numai tot pe mine, dar mai trimite și pe altul. Primul capitol din viața lui Iosif, Iosif, țesător de vise. Numai aceluia îi arată și revelează Dumnezeu tainele cerului sau tainele viitorului, care e ascultător și Iosif a demonstrat-o, copil ascultător. 2. Iosif, copil prețuit. Versetul 3 vorbește despre asta. Israel iubea pe Iosif, l-a născut la bătrânețe. Dacă o să calculăm la 91 de ani, vă dați seama, un tată de 91 de ani ținând un băiețel în brațe, că atunci a fost în brațe. Dar au trecut 5, 6, 7, la 100 de ani îl ține de mânuță un copil de 9, 10 ani. Un copil ascultător, un copil extraordinar, copil prețuit, prețuit. Dar problema este aici că prețuirea asta excesivă în familie a dat naștere unei dezbinări. Favoritismul în familie este periculos. Deja în istoria familiei lor, favoritismul acesta a dat roade rele. Amintiți-vă de capitolul 27 cu 1 din Geneza, Rebeca și Iacov. Amintiți-vă de acest Iacov care îl favorizează pe copil, pe Iosif. Și în momentele alea, favoritismul ăsta în familie dă naștere urii. Și frații încep să-l urască, să-l dușmănească. Spune aici despre ei, versetul 4, nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească, 5, l-au urât și mai mult, 8, doar n-ai să împărățești tu peste noi, au început să-l certe, 11, au început să-l pismuiască și așa mai departe. Când în 19 se apropie tânărul ăsta, copilul ăsta de ei, de ciobani, că erau ciobani, vine fabrica de visuri, ăsta e o fabrică de visuri. Și totuși Domnul i le-a dat, dar era dușmănit, Așadar Iosif, pe lângă ascultare, prețuirea tatălui, pe lângă dușmănia fraților, este un copil al revelației și are două visuri. Un vis este cu conotație terestră, e preluat de pe pământ, snopul, în fața căruia se închină toți ceilalți snopi, adică frații lui, părinții lui, și un alt vis cu un înțeles ceresc, celest. Soarele, luna, stelele se închină în fața astrului numit Iosif. Dar mergem la capitolul 2 din viața acestui om, acestui copil, și ajungem la Hebron și cineva numea Hebronul granița copilăriei de aur. Când tata l-a chemat pe Iosif și i-a zis în capitolul 37, vino că vreau să te trimit, versetul 13, la frații tăi, tata n-a știut că pe acel copil care avea părul cârlionțat și o privire frumoasă, n-o să-l mai vadă niciodată, nu l-a mai văzut. L-a văzut ca om matur, dar pe copil nu l-a mai văzut niciodată, s-a pierdut în negura istoriei. Hebronul a fost pentru acest Iosif granița copilăriei de aur.
O copilărie frumoasă, o copilărie în care ascultarea lui, prețuirea tatălui, revelațiile cerești au dat roade în viața lui și dușmănia fraților n-a reușit să-i estompeze bucuria. Dar trece Iosif la al doilea capitol din viața lui, znop târât în țărână, și îl văd frații și îl aruncă în groapă și vin madianiții și îl prind. Și aici un element comun cu Hristos, cu vânzarea, Iuda îl aruncă, Iuda îl vinde, arginții, madianiții, frații lui, că erau neamuri, erau din Chetura, și ăștia îl duc în Egipt. Și începe târârea asta prin țărâna lui Iosif în capitolul 39. Este ciudat iar în Geneza că s-a inserat un capitol între 37 și 39, capitolul 38, și fratele lui Iosif, un om matur, un om cu coloană vertebrală, un om extraordinar, al patrulea copil al lui Iacov, Iuda, cade la un examen. Și în următorul capitol, în 39, Iosif, un tânăr, un copil, stă înaintea lui Dumnezeu și nu cade la examenul ăsta. Extraordinar, extraordinar. Gândiți-vă dumneavoastră și faceți așa o paralelă cu experiența noastră. Iosif, snop, târât în țărână, dacă înainte era persecuția violentă, ura fraților, aruncarea în groapă, voiau să-l ucidă, aici începe așa, cu miere, cu zâmbete, și ajunge în casa lui Potifar și se uită femeia la el, și limbajul de astăzi, ca și cel de oricând ar fi fost omul pe pământ, limbajul poate fi verbal sau non-verbal. Și astăzi diavolul lucrează mult, mult prin limbajul non-verbal. Așa a lucrat și atunci. Limbaj non-verbal înseamnă fără vorbă. Un gest, un zâmbet. O ținută nouă, frumoasă. O întindere alene pe canapea, hai. Ce-ar fi făcut un tânăr de astăzi dacă nu era cu în el darul acesta al purității, al rezistenței contra ispitei și a lumii? Probabil că se ducea pe la ferestre să o vadă pe doamna Potifar, da? Dar pe Iosif nu-l interesa lucrul acesta. Și mă uit în capitolul 39 și văd atâtea lucruri care ar fi favorizat ca Iosif să cadă în persecuția asta non-violentă. Prețuire, prețuire. Versetul 3. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. A văzut și începe să-l prețuiască. Extraordinar. Nota 10 la școală, bursă de cercetare, te recunosc profesorii, ești la serviciu, te prețuiește patronul că ești serios și te îngrijești de averea lui, de afacerea lui, prețuire. Cam asta s-a întâmplat cu Iosif. Pe lângă asta, prosperitate. Măi, pe ce punea ăsta mâna? Tot propășea. Propășire în muncă, versetul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. Îi dă patronul locuință de servici. Versetul 2, partea a doua. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Astăzi îți dă mașină de servici, îți dă poate un apartament. Cine știe câte prețuiri îți dăruiesc patronii. Băi, zice, ăsta mă ajută. Dacă era altul, era o mână largă și îmi împrăștia toată averea. Dar aici omul ăsta, tânărul acesta, stă înaintea lui Dumnezeu și le face lucrurile ca înaintea lui Dumnezeu. Prosperitate. Prosperitate la locul de muncă, locuință de serviciu, încredere ridicată. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Și astfel capătă trecere înaintea lui și zice stăpânul, peste tot te pun, uite, vezi, tot ce am aici, pot să fie a tău. Extraordinar. Pe lângă prețuire, îl prețuiește stăpânul, pe lângă prosperitate, pe tot ce punea mâna, se înmulțea. Pe lângă asta apare promovarea, tocmai am spus, îl pune peste tot.
Echipă de cercetare, nu vrei să vii și tu cu noi? Uite, avem o echipă de cercetare, să vii și tu aici, că uite așa, uite așa, uite așa. Bă, cine-s eu? Cine-s eu? Da. Dar Iosif n-a vorbit așa. Pe lângă asta, el știa că în umbră stă șarpele care a auzit visurile lui într-o zi. Și șarpele ăsta e dușmanul lui. Și dacă n-a reușit prin frații lui să lovească, o să-l provoace, o să-l provoace, o să-l provoace. Și pe lângă prețuire, pe lângă prosperitate, pe lângă promovare, și o să apară provocările șarpelui. Provocări. Versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. Provocare. Ce este mai curat decât zăpada? Sufletul spălat de sângele mielului. Ce-i mai curat decât neaua? Un suflet care își păstrează darul purității înaintea lui Dumnezeu. Am citit undeva despre dardani, un popor antic. Ăștia nu se spălau decât de 3 ori în viață. Odată când se nășteau, odată când se căsătoreau și apoi erau spălați când mureau. Dar vedeți, noi, oamenii secolului 21, am învățat să spălăm exteriorul și ne-am dezvoltat un stil de viață duplicitar, fariseic. Noi spălăm exteriorul și îl împodobim pe purcelul lui Mao, că Mao vorbea odată de un purcel. Împodobim exteriorul ăsta, dar uităm de interior. Iosif Trifa spunea că s-a dus odată în vizită pe la țară undeva și era un om acolo și omul ăsta și adăpa calul și a zis către el: gospodare, zice, de câte ori pe zi îți adăp calul? De 3 ori. Dar zice, la suflet de câte ori ai dat să mănânce astăzi? Niciodată. O, bietul de tine, calul tău e mai fericit decât sufletul tău. Da, da. Curățenie în exterior, miros frumos, ceva extraordinar, și Dumnezeu nu-i împotrivă la asta, că ne spune clar în Cartea Evreilor în 9. Trupul spălat cu apă curată, clar, clar, clar. Și cei care nu se spală ar trebui să aibă oră de dirigenție, probabil, cu frații slujitori. Dar, vedeți, noi uităm de interior, uităm de interior. Și aici mai fac o paranteză, cei ce nu se spală în exterior, cred că au probleme în interior, unii dintre ei, dacă nu au avut alții. Gândiți-vă la vrăjitoare, îi și în interior murdară și să nu te duci într-o casă de genul ăsta. Fraților și surori, ne aflăm în capitolul acesta critic al vieții lui Iosif. E un capitol critic în care diavolul ia pe tineri și încearcă să-i târască prin țărâna lumii acesteia, prin mociri la păcatului. Și ne aflăm aici în Viena și anul ăsta frumos, pe care ni l-a dat Dumnezeu un an de har, în 2013, nu în 2014, vorbea Dumnezeu prin Duhul Sfânt în țară că un înger al lui Dumnezeu a străbătut cetățile una după alta și-a lăsat încă un an de îndurare. Dar uite că anul ăla, 2013, s-a prelungit și acum și avem un an de îndurare. Dar se uită Dumnezeu și spune: măi, în special în dreptul tinerilor și nu numai, viața ta e un snop pe care diavolul încearcă să-l târâie prin țărână. Vrea diavolul să rupă legătura de aur pe care stăpânul din cer a țesut-o în jurul tău când te-a răscumpărat, când a turnat peste tine fluviile din Golgota, când te-a luat și te-a botezat cu Duhul Sfânt. Ce faci tu? Te lași și cazi la provocarea celui rău? Cum ești tu în persecuția asta, că tu trăiești în persecuție în anul 2014? M-am rugat pentru tinerii de aici și știu că e o stare generală, dar este o stare așa de deznădejde, care ia pe tineri și duce în valul lumii.
Așa cum duce apa un pește mort, așa se duc tinerii în valul lumii. Nu mai merită să trăiesc pentru Dumnezeu. Am încercat și n-am reușit. Dumnezeu are standarde prea mari pentru mine. Eu nu mă pot ridica la standardele sfințeniei lui Dumnezeu. Nici nu ți se cere ție să te ridici la standardele lui Dumnezeu. Tu nu mai trebuie să faci nimic, tu trebuie să mori. Asta e problema ta. N-ai murit față de sine, n-ai murit față de lume, n-ai murit față de păcat. Asta e problema ta, lipsa morții. Și Dumnezeu zice, uite, eu vreau să te vindec de deznădejde, dar hai la mine la cruce și mori. Și spune ca Pavel, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Doamne, ajută-ne! Sunt probleme din cauza aceasta. Că diavolul vine și le șuieră la urechi și le spune, ești bătut, ești învins, n-o să fii învingător niciodată, îi vai de tine, îi vai de viitorul tău, nu mai ai viitor, mai bine pleacă din biserică. Și le aduce diavolul răni sufletești și răni de nevindecat și se poate cânta din plângerile lui Ieremia, durerea și rana ta e mare ca marea, cine poate să o vindece? Există leac alinător în Galaad, există leac alinător la cruce. Hristos Domnul încă mai dă putere, mai eliberează, mai vindecă, mai descătușează. Slăvit să fie numele Lui. Relații tensionate, părinți, copii, lasă-mă în pace, tu nu mă înțelegi. Și bineînțeles că nu-L înțelege părintele, dar pare că-L înțelege lumea, nu? Pare că-L înțelege diavolul. Și vine diavolul și zice, oh, te înțeleg. Și îl duce cu zăhărelul până pe marginea iadului. Și când își dă seama unde a ajuns, prea târziu. Și neînțelegerile astea se amplifică. Apar rupturi în familii, apar rupturi în relația cu Domnul. Romani capitolul 1 vorbește așa de clar pentru tinerii din anul acesta, din generația noastră. Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cugetele lor, în conștiința lor, versetul 24, 26 și 28, Dumnezeu i-a lăsat, de trei ori i-a lăsat și ajung tot mai jos. Versetul 24, pradă necurăției, pradă unor patimi scârboase, pradă minților blestemate și merg tot mai jos și mai jos și mai jos. De ce? Îs prea obosit să citesc în Biblie. Las că o să citesc mâine. Mâine vine prietenul sau prietena, o las că pe poimâine. Poimâine, las pe răspoimâine. Și tot așa. Și Biblia rămâne o amintire, și rugăciunea o amintire, și cântarea de laudă o amintire. Și Domnul se uită și spune, sunt rupturi în părtășia cu Domnul. Mulți dintre tineri ajung între tâlhari, vine diavolul și demonii și bat și cad acolo între tâlhari. Și Dumnezeu îi lasă pradă necurăției și ei spun, Dumnezeule, de ce m-ai lăsat aici? Și zice Dumnezeu, din cauza că n-ai căutat să mă păstrezi pe mine în inima ta, din cauza asta. La tine era butonul și tu ai trecut de atâtea ori pe lângă el și n-ai vrut să-l apeși. Acum eu te-am lăsat, ai căzut în închisoare, ești în închisoarea satanei, te lupți, te zbați, nu mai poți să ieși de acolo. În același timp, Biblia spune și Duhul Sfânt adeverește lucrul acesta. Soarele care a răsărit peste inimile tinerilor și peste inimile fraților va răsări și peste cei care vor să se recunoască, să se întoarcă la Dumnezeu și nu va apune niciodată și bucuria inimii lui Dumnezeu va fi bucuria inimii lor și Domnul să-i ajute. M-am uitat la fete frumoase. Fete pocăite, niște fete pe care le iubește Domnul. Dar diavolul le-a aruncat lațuri, necurăția dezgolirii trupului în ascuns, poate vizibil,
Domnul se uită și spune, vii să slujești înaintea mea, vii să cânți, cântarea ta e seacă, nu mișcă pe nimeni pentru că viața ta e seacă. Trupul tău te condamnă la tăcere, trebuie să taci. Sufletele gingașe ale fetelor, care altădată se bucurau în Duhul Sfânt, au ajuns în compromis și din tinere ca Debora, ca Ana, ca Maria, au apărut tinere ca Dina, care și-au părăsit frații și s-a compromis cu Sihem și cu lumea. Apar tinere ca Salome, care a dansat dansul morții înaintea unor bețivi din timpul lui Irod. Apar tinere ca Izabela sau ca Dalila, care și-au vândut Dumnezeul și n-aveau niciun Dumnezeu. Gânduri lumești, vorbe lumești, fapte lumești și totul este lumesc. Și Domnul zice, lovitura mare, e un cer plin de întuneric și unde este închinarea de altă dată? Unde este închinarea în duh și în adevăr? Și dacă cineva le mustră, în special mamele, ură contra mustrării, lasă-mă în pace, trăiești prin anul 1950, tu ești în urmă cu 50, 60, 70, 80 de ani, tu nu trăiești în contemporaneitate, trezește-te, mamă, întorc spatele și s-a dus, la revedere. Dispreț contra părinților, când văd banii, că vine părintele și dă bani, atunci preț, nu dispreț. Oh, bine că ai venit, ia dă-i încoace. Dar când se duce și nu-i mai dă nimic, gata, s-a terminat, dispreț. Și totuși, sunt printre tinerele veacului nostru câteva care s-au păstrat curate pentru mirele ceresc. Pe acestea apa cea vie din noul Ierusalim le va inunda și hainele de in subțire, faptele neprihănite ale sfinților le vor împodobi sufletul în marea sărbătoare a zorilor. Și zic, Domnul să le înmulțească! Fraților și surori, trăim într-o vreme critică. Iosif trăiește în zilele noastre și aici în biserică în Viena și Iosif ești tu și sunt eu și Domnul așteaptă de la tine să nu te compromiți cu lumea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În dreptul băieților, jocuri de noroc, jocuri pe calculator. Am întâlnit tineri care veneau și îmi spuneau, frate, nu pot să scap! Și venea și se ruga și plângea pe genunchi și se făcea nimic pe genunchi. Și spuneam, extraordinar, ăsta are o întoarcere reală la Dumnezeu. Și venea după o săptămână, după două, după trei și zice, iar am căzut. Am fost undeva într-o biserică și îmi povestea un frate, zice, copiii mei, copii mici de altfel, au început să se joace mult pe jocuri de-astea cu Harry Potter, cu copilul ăla vrăjitor. Și zice, într-o noapte nu mă aud țipete, gemete din camera copilului meu și fug acolo. Și mă uit la el, ce ai pățit, ce-i cu tine? Copilul, uite la ce. Și când s-a uitat taică-su, în cameră era copilul vrăjitor călare pe mătură, o fantasmă a satanei, nu știu cum s-a plăzmuit acolo. Și ia toate casetele alea la care se uita și ia toate jocurile alea pe care mergea el și se juca și le ia și le aruncă la container și zice, s-a instalat pacea în inima noastră și în familia noastră. E așa de mare pericolul și diavolul atâtea lațuri are și aruncă înaintea tinerilor. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă mama aia vitregă din timpul lui Solomon a pretins copilul ăla nu-i a meu, taie-l în două, dă-mi o jumătate de copil. Unii încearcă astăzi să-și taie sufletul în două ca un copil și să-i spună Dumnezeu, le ține o bucată, diavol, le ține o bucată. Știi ce? V-am împăcat pe amândoi. Dar nu se poate așa ceva, dragii mei. Dumnezeu este sfânt, este sfânt, este sfânt. El cere o inimă întreagă, o inimă neîmpărțită, o inimă predată total în mâna Lui și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am observat la tinerii de astăzi o problemă destul de gravă. Umorul erotic. Ei nu se uită la filme pornografice, la pornografie, că e murdară și urâtă. Dar dacă văd așa pe câte unul că face niște glume acolo,
niște o comedie așa, și mai vezi că se dezgolește, încep să râdă. Și ăsta e pasul premergător consumului de pornografie. Gândiți-vă la Ham, la Canaan, care merg și îl văd pe bătrânul Noe dezgolit și biat în mijlocul cortului. Ce o mai râzi ei de moșul Noe, de tata Noe, care stă acolo biat și vai de el în mijlocul cortului. Și se ridică Noe și rostește blestemul, pentru că Dumnezeu nu acceptă lucrul acesta. Și apoi, în urma acestui consum de pornografie, am observat la tinerii de astăzi că apare mânie, apare răzvrătire, o ură contra corecției. Din bun senin se instalează în sufletul lor o ură. Nu pot să mai iubească nicio ființă omenească. Să-și iubească mama, să-și iubească tata, mama aia care l-a purtat pe brațe, mama aia care n-a dormit noaptea și l-a alăptat cu atâta grijă, cu atâta drag, mama aceea care l-a tratat când era bolnav și care a stat cu el în spital, o urăște. Te urăsc, mamă, te urăsc, tată, de unde? S-a alimentat sufletul din izvoare otrăvite și a venit diavolul și a alimentat cu mai mult, cu mai mult, cu mai mult, și ura-i contra corecției. Și Dumnezeu vrea ca în lumea asta noastră și în special în bisericile noastre să trimită focul Duhului Sfânt, să schimbe inimile. Iată, va veni solul meu, solul meu, spune Maleahi, și când va veni el, cine va rezista apariției lui, venirii lui? Când va veni el, va întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. De ce face asta, Doamne? Să domnească pacea, să domnească dragostea, să nu mai lovesc țara cu blestem, să nu mai lovesc țara cu lipsă de mâncare, de îmbrăcăminte și alte feluri de lipsă. De aceea, fraților și surori, vreau să rămân la lucrurile acestea care le-am spus până aici. Despre Iosif cu celelalte două capitole din viața lui, citiți acasă și bucurați-vă de cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu în momentele astea. Și dacă pe cineva l-a mișcat Domnul într-un mod special, să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Am văzut, era așa o vedenie frumoasă, niște îngeri care erau pregătiți cu haine albe. Stătea câte un înger să vină lângă fiecare din tinerii răzvrătiți, să tăbărască în jurul lui și Dumnezeu să-i răscumpere sufletul. Dumnezeu este aici, Domnul vrea să facă minuni cu tine, vrea să te pună în slujba lui. Tu vrei? Tu vrei? În seara aceasta vrea să facă lucrul acesta. Haideți să ne rugăm!